Corina Pora, antrenoarea vicecampioanelor noastre la basket feminin U16, Gladius Lucky Dragons Târgu Mureș și două dintre componentele de bază ale echipei, Valentina Coval și Denisa Elecheș, în platoul Arena Sport de astăzi, partea a doua, ultimele 15 minute ale ediției din această seară, prieteni. O să te întreb, Flori, despre inevitabil, despre perspectivele acestei generații. Am avut săptămâna trecută o discuție foarte interesantă cu antrenoarea juniorilor Republican 2, de la juniorilor 2, de fapt, de la LPS Târgu Mureș, o echipă foarte frumoasă, o echipă care se bate la handbal masculin, care se bate pentru calificarea la turneul final, o echipă care are vârfuri de generație care deja sunt antamate de echipe chiar de din Liga Zimbrilor. Aceeași întrebare e și pentru ceea ce înseamnă viitorul basketului Târgu Mureșean. Pentru că voi de-a lungul timpului ați dat niște vârfuri, niște jucătoare foarte bune, inclusiv acum le văd pe bancă nefolosite. Este vorba de Antonia Oancea și de Oana Maga. La Sirius, niște fete care nu joacă nici măcar când echipa noastră conduce cu 20-30 de puncte, dar oricum eu același lucru observ și la echipa de basket masculin și degeaba îmi răcesc gura că vorba aia, câinii latră, caravana trece. Ce șanse am avea pentru aceste fete? De anul viitor ne dorim să facem echipa de divizia. Și, bineînțeles, vom merge mai departe cu 17-18, în funcție de ce va decide federația, ce categorii de vârstă vor rămâne. Acolo se rupe campionatul, Florina, în sensul că, pe mine mă interesează, câte echipe sunt, câte meciuri au? Deci, cel mai puțin. Asta de la... Da. Întrebarea era... Deci deja la U17-U18 sunt din ce în ce mai puține echipe. Ce-i drept, la fete faci mult mai ușor pasul către divizia A. Nu zic că le-ar fi ușor, dar la feminin este mult mai ușor ca la băieți. La 16 ani deja poți să joci în divizia. 100%. Voi lupta foarte mult pentru această generație, pentru că odată cu ele și eu trăiesc cea mai frumoasă perioada mea ca antrenor. Am crescut odată cu ele, mă bucur întru totul de ele, sunt foarte mândră. Sunt foarte mândră de ele. Sunt niște luptătoare și mi-au demonstrat-o de foarte multe ori. Chiar și atunci când poate eu, vreo secundă mi-a trecut prin cap că mi-aș putea pierde încrederea, ele m-au motivat și capacitat să le ofer mai departe tot ce am eu mai bun. La fel voi face și de aici înainte, atâta timp cât ele vor rămâne lângă mine, tot ce au nevoie și ca sportive și ca individ, să spun așa, le voi oferi. Tot sprijinul meu vor avea, iar ele nu vor mai pleca din mâna mea, asta sigur. E o promisiune, dar stai puțin și dacă intervin și alți factori. Sigur. Sunt academii care umblă după jucători, după jucătoare. Sunt jucătoare foarte talentate, jucătoare de perspectivă, jucătoare care îmbină, și aici vă felicit, că îmbină bine mediul școlar cu sportul, cu basketul. Da, în alte țări avem academic sportiv și atunci, clar, deja intervin aceste opțiuni în care ele pot face pasul ușor, spun eu, către lucruri mai... sau către o țară care poate oferi mai mult decât îi se poate oferi aici, bineînțeles. Aici, da, o decizie bună pentru un sportiv, niciodată nu mă voi împotrivi. Ci căutăm să mergem și să ne asigurăm că orice decizie se va lua va fi bună și cea mai corectă pentru ea. Asta va fi probabil împreună cu familia și chiar am să le dau eu ca și opțiuni ce ar putea face ele de la 16 ani să se dezvolte din ce în ce mai bine. Și dacă cumva eu nu le mai pot ajuta pentru ceea ce au ele nevoie, mă voi da la o parte. Deci, singurul lucru îmi doresc ca ele
să meargă mai departe și să le fie la fel de bine. Vă imaginați, fiind două dintre cele mai vechi componente ale echipei, vă imaginați așa atunci când ați început, unde veți ajunge, Valentina? Nu, sincer nu. Eu am început basketul pentru a face mișcare și datorită doamnei antrenoare, am început să prind drag de acest sport și să-mi placă cât mai mult și să vreau să ajung cât mai departe. Tu ești în momentul de față elevă la liceu, la colegiul Alexandru Papiu Ilarian. Iată, merge un Papiu cu sportul. Da. Că tot asta aud fără să blamăm, Doamne ferește. Sportul se potrivește doar cu LPS-ul. Păi nu se potrivește doar cu LPS-ul, Denisa, tu ești la sanitate, da? Da. Deci, iată că se poate face sport și dacă ești la un alt colegiu, evident, sau liceu, unde pretențiile sunt mai mari decât la liceu cu program sportiv. Programa fiind acolo puțin diferită față de altele. Oricum, sacrificiile sunt destul de mari. Da, dar merită tot. Vă întreb acum hobby-uri, pentru că și așa este prima voastră emisiune. Hobby-uri în afară de basket, ce aveți? Întrebasem săptămâna trecută, îi întrebasem pe invitații mei doi handbaliști și mi-au zis că, păi, handbal, în afară de handbal. Păi, în afară de handbal, ce alte? Handbal, dacă se poate și pe pâine, în loc de unt. Păi, în afară de basket, nu prea mai facem altceva. Mai ascultăm din când în când muzică, dar cam atât. Și învățăm tot ce înseamnă basket în curtea școlii. Da. Sincer, ăsta ar trebui să fie un mesaj din partea generației voastre, un mesaj foarte puternic pentru generațiile care vin. Pentru că, așa ca toate sporturile, de fapt, și basketul se învață foarte, foarte mult din basket, se învață în curtea școlii. Nu ajung acele antrenamente, cât durează o oră și jumătate, două ore din sală, de, nu știu, de pe terenul de tartan, ci trebuie acele scheme pe care le învățați în sală, la antrenamente, trebuie puse în practică cu o altă fantezie, cu o altă lejeritate, fără gura doamnei antrenoare, nu? În curtea școlii, unde bucuria deja, acolo se face practic diferența între bucuria jocului și joacă. Nu? Da. Florina. Am făcut-o foarte des. Chiar... Hai că și voi așa ați început. Da, foarte mult. Eu am stat foarte și mult. Se simte pe generațiile care vin. Pentru că voi aveți câte sute de copii aveți la Gladius, la Kidragons? Cred că în momentul de față am ajuns la 400 de copii. Cel mai important de departe club din, da, nici mie din nu să cred că am basketul mureșan. Dar eu aș vrea să înțeleagă și părinții. Părinții copiilor care se uită acum la noi. Părinții copiilor mai mici. N-ajungi. Fetele astea au făcut niște eforturi. Foarte mari. Nu doar pentru că se antrenează în, nu știu, de câte ori pe săptămână. A bate mingea în curtea școlii nu înseamnă că o bați, ci e tot un antrenament. Da, este. Ai nevoie de extra tot timpul și cred că și Michael Jordan de multe ori se ducea în curte și lua mingea și repeta aruncarea de nenumărate ori. Sigur, asta poți să o faci oricând și este un plus. Iar copiii pasionați o fac. Și se vede totuși... Și se vede, da. Se vede diferența față de generațiile... Din nefericire, se vede diferența față de generațiile care vin. Asta este o părere personală și mi-asum ceea ce spun. Da, îi văd pe cei mici, nu sunt atât de pasionați de sport, decât mergem la antrenament, că ne trimit părinții, cum a zis Valentina, mergem să facem mișcare și ne trezim peste... 4-5 ani că ajungem de câte ori? De 3 ori cam, de câte ori sunteți? De 3 ori campioane până acum? Campioane împreună națională. Cu generația împreună 2008, cu... Da, sunt 3 titluri de campioni, o medalie de bronz și acum vicecampion. Perspectivele pentru echipa națională, Flori, în ceea ce privește elementele pe care le propune Gladius Lucky Dragons Târgu Mureș pentru lotul tricolor, care ar fi?
La fete au fost convocări, a fost Denisa convocată și Maria Brefelean. Maria Brefelean chiar a participat la toată perioada de pregătire. Denisa a suferit o accidentare la genunchi, care a avut nevoie de o perioadă de recuperare. A stat ceva timp pe margine, chiar a venit cu o foame de joc foarte mare. Bineînțeles, o să urmeze lotul lărgit pentru pregătirile pentru campionatul european din vară. Și acolo vor fi convocări, sigur. Așteptăm și după acest turneu. Au fost antrenori federali în sală, a fost din partea federației și directorul tehnic Tiberiu Dumitrescu. Cred că deja au o idee formată despre fetele pe care vor dori să le aibă în pregătire. Practic, osatura, dacă îmi dai voie, cred că acea osatura lotului național e formată din, dacă nu mă înșel, din trei cluburi. Hai să zicem un al patru ar fi Sportul Studențesc, nu? Voi, Olimpia, Dan Dacian și probabil de la Sportul... Mai sunt de la Oradea fete, ce el nu le-a înscris pe această categorie, le-a ridicat la U18, probabil n-a avut suficiente sau ceva, suficiente fete pe generație. Sunt în țară fete și fete selecție bună. Din păcate, nu m-am putut implica și la acest lot. Am fost vara trecută 3 luni plecată de acasă. Mi-aș fi dorit, cred că la orice acțiune a loturilor naționale îmi place să fiu implicată și le mulțumesc tuturor ce au avut încredere în mine pentru asta. Dar am familie, am copil, am clubul pe care am simțit că l-am neglijat cât am lipsit de acasă. Spune-mi ce... Ai... Urmează un alt basketbalist în familia Pora, Ștefan s-a apucat de basket. Ștefan momentan face not, dar este un copil hiperactiv, pentru sport, aș spune, stângaci și cu un simț al coșului deosebit. N-am știut că, fără să-l învăț să arunce la coș, a venit, a luat mingea și a dat coș. Nu știu cum, poate că într-adevăr a văzut la noi și a stând atât de mult prin sală, sigur va prelua. Deci sigur va prelua. Întreb asta pentru că facem trecerea rapid la Valentina, care are o soră mai mică, da. Mai mică la vârstă și mai mare ca la înălțime, da, deja. Da. O Andreea Coval, e mai mică decât mine cu 2 ani, e generația 2009 și are 1,75-1,76 m, eu fiind la 1,72 m. Deci perspectivele, uite că încet încet ne duce și pe centru de selecție. Știi, da. nu știam că este un centru atât de bun de selecție în condițiile în care, dacă totuși stăm să ne gândim și să respectăm adevărul, la un moment dat aveai o generație foarte bună ca talie. Din păcate, acea rată a abandonului și cred că undeva pe la vârsta asta a intervenit sau puțin mai repede. Da, cam acum, U15, după U15, au fost câteva fete care n-au avut aceeași disponibilitate pentru efort. Sportul nu e pentru oricine. Trebuie să fii dispus să depui acel efort. Dacă nu poți să tragi tu mai mult decât își dorește ea. Corect. Denisa și apoi Valentina, ce vă doriți din perioada imediat următoare? Voi deja pe plan sportiv... noi am spune că sunteți în vacanță, dar cu siguranță antrenamentele continuă, pentru că sunt convins, la cum vă știu, deja vă gândiți să vă luați revanșa, da, pentru anul viitor. Vreau să mă antrenez mai mult și să devin mai bună. Întâi să-ți treacă vânătăile. Da. Vreau să învăț să fiu mai lucidă și să iau decizii mai calm. Să nu pierd atât de multe mingi. Ăsta e pe primul loc. În rest, nu știu, vreau doar să mă antrenez mai mult. Valentina. Și eu la fel, vreau să petrec mai mult timp în sălile de antrenament și să, pentru a ne putea lua revanșa. Și anul viitor să venim în platou cu o cupă de aur. Să dea Dumnezeu așa să fie. De obicei, fetele când promit ceva se țin mult mai bine de cuvânt decât băieții. Florina, da. Ultimul cuvânt îți aparține ție, așa ca o concluzie a ceea ce a însemnat acest sezon scurt, dar, repet, mai mult decât meritoriu. Cred că satisfacția ar trebui să fie cuvântul de ordine al unei munci care a început cu mult timp în urmă și a fost bine făcut, așa cum sună un slogan electoral.
Eu sunt foarte mulțumită și împăcată de rezultatul pe care îl avem. Mă bucur că avem o nouă provocare. De multe ori adversarul ne face mai puternici, ne va motiva să devenim mai buni și sigur o vom face, este o persoană ambițioasă, mă voi duce acasă, voi relua toate meciurile, tot ce s-a făcut greșit și în primul rând vreau să contribui la dezvoltarea corectă a sportivelor, nu numai la rezultat. Vreau să arătăm un basket bun, de calitate și să contribui la dezvoltarea lor sănătoasă. Eu sper ca în cel mai scurt timp să le vedem pe fete și premiate la un meci al, de ce nu, la un meci al echipei de basket masculin CSM Târgu Mureș, pentru că merită să cunoască întreaga sală polivalentă care se umple până la refuz la meciurile CSM-ului, această generație foarte frumoasă. Sigur, mulțumim Florina Pora, Valentina Coval și Denisa Elecheș pentru participarea la emisiunea din această seară. Prieteni, săptămâna viitoare vom vorbi despre fotbal, despre reluarea pregătirilor celor de la ACS Târgu Mureș cu foarte multe modificări în lot. Vă invit de pe acum să rămâneți alături de noi. Însă până luna viitoare, cele bune tuturor! La revedere! La revedere!